Știu că probabil ai probleme cu fetele și știu că probabil ăsta e motivul principal pentru care îmi urmărești videoclipurile. De asta am vrut să fac acest video. Ăsta este un ghid pas cu pas despre cum să îți faci iubită. Îți voi spune ce aș face eu dacă aș fi un adolescent la liceu care nu are succes cu fetele, dar vrea să-și facă o iubită. Dacă ești pregătit, lasă un like și abonează-te, pentru că peste 70% din cei care se uită la mine nu sunt abonați și aș vrea să ajung și eu la 100.000. Hai să-i dăm drumul. Primul pas este să faci bani și îți voi da 5 metode din care e imposibil să nu faci bani din măcar două. Prima metodă, economisește. Dacă mai cât ați dă la școală 10 lei pe zi, tu pune deoparte 5. Pune deoparte și banii pe care ți-i dau bunicii sau rudele de sărbători, în loc să-i dai pe jocuri sau alte prostii. A doua metodă, vinde ceva. Vinde sandvișuri la școală. Poate școala ta nu are un magazin în curtea școlii sau nu vă lasă să ieșiți din curtea școlii pentru că sunteți minori. Eu cred că ai găsit câțiva băieți sau fete să le vin sandvișuri la 10 lei. Dacă asta nu merge, vinde haine second hand. Du-te în târg și cumpără haine la 2-3 lei și vinde-le cu 10. Poți să-ți faci o pagină de Instagram prin care să le promovezi. Dacă nici asta nu merge, vino tu cu ceva pe care să-l vinzi. Poate ești bun la desen. Vinde portrete, vinde sticăre. Uite, eu de exemplu aveam o mini afacere în liceu la 17 ani. Vindeam sticăre cu Florin Salam și cu Dani Mocanu. Și am început să le vând chiar și aici pe YouTube până acum un an jumate. Poate unii dintre voi vă mai aduceți aminte. Chestia e că nu trebuie să faci mulți bani, trebuie doar să-ți faci banii tăi. Ăsta e scopul. A treia metodă, vinde lucruri nefolositoare. Uită-te prin casă și vezi ce lucruri stau degeaba și nu le mai folosești și vinde-le pe OLX, pentru că ăia sunt bani care stau degeaba. A patra metodă, ia-ți un job part-time, ia-ți un job ca și kelner, ia-ți un job ca barista la o cafenea. E o oportunitate extraordinară să-ți faci banii tăi și să prinzi experiență la un loc de muncă. A cincea metodă, dacă ai un skill și poți să monetizezi pe internet, fă-o. Există atâtea platforme prin care poți să te promovezi, de exemplu Fiverr. Dacă știi să faci artwork-uri, dacă știi să lucrezi în Photoshop, dacă știi să editezi clipuri, puneți un anunț pe Fiverr și poate poți să faci bani și de acolo. Bun, ai făcut bani, ai o sumă pusă deoparte. Ce faci cu banii? Pasul 2, îți îmbunătățești aspectul. Aruncă jumătate din hainele din șifonier, tot ce este vechi, tot ce nu-ți mai vine bine, tot ce i s-a părut maică-tii că arată frumos. Și mergi în mall, la magazinele cunoscute, Zara, Pull&Bear, H&M, Bershka și cumpără următoarele lucruri. Pentru încălțăminte ai nevoie de niște pantofi albi stil casual, pantofi cu șireț stil clasic și niște ghete. Pentru pantaloni, blugi albi, blugi negri și pantaloni stil casual de bumbac. Pentru partea de sus, o cămașă, un hanorac, o helancă cu gât, un tricou polo și un tricou normal. Pentru accesorii, ia-ți măcar un ceas și apoi mai ai nevoie de niște geci. O geacă de iarnă groasă și o geacă de primăvară-toamnă, cum ar fi geaca de piele. Ai grijă ca toate hainele astea să-ți fie pe măsura ta, nici mai mici, nici mai mari. Și când vine vorba de culori, alege-le pe cele mai simple, pentru că nu poți da greș cu culorile simple, cum ar fi alb, negru, gri, maro și albastru. Tot ce am enumerat acum ar trebui să fie haine de bază pe care orice băiat ar trebui să le aibă în șifonierul său. Și de ce spun asta? Pentru că majoritatea băieților au 2-3 tricouri și 2 perechi de blugi și cu alea vin în fiecare zi la școală și la liceu. Bun, acum că am rezolvat cu vestimentația, trebuie să faci următorul lucru cu restul banilor. Ia-ți un abonament la sală, pentru că trebuie să schimbi și ce se află sub haine, nu numai hainele. Nu-ți place să mergi la sală, nu-ți place aglomerația, nicio problemă. Fă acasă, cumpără-ți o saltea de fitness, cumpără-ți un set de gantere, du-te afară și găsește o bară, fă tracțiuni. Îți mai trebuie bani pentru ceva. O spumă de păr și un fixativ. Învață să-ți faci părul. Trebuie să te asiguri că părul tău arată bine. Chiar dacă e scurt, chiar dacă e lung, trebuie să arate bine în orice circunstanțe. Mai e ceva. Dacă ai barbă foarte rară, dă-o jos, dă-o jos. Știu că te închipui tu a fi un mascul alfa și vrei să ai barbă de la 17 ani, dar pentru majoritatea băieților nu prea merge. Dacă ai o barbă rară, mai bine dă-o jos, nu încerca să ții de ea. Dacă faci toate astea, forță, am rezolvat 90% din problemă. Acum vine pasul 3. Învață să te comporți în preajma fetelor. Ăsta e singurul pas pentru care nu ai nevoie de bani. Pentru că ține totul de tine. Poți să te uiți la 1000 de clipuri de ale mele, poți să citești 1000 de cărți despre cum să agăți fete. Nu o să fii bun la asta decât dacă o încerci pe pielea ta, decât dacă te arzi singur. Partea bună este că îți poți îmbunătăți comportamentul în preajma fetelor, chiar dacă ești praf, chiar dacă ești tămâie la momentul actual. Am un exercițiu pentru tine. În fiecare zi când mergi la școală sau la liceu, du-te și bagă-te în seamă cu o fată. Nu contează ce fată e, poate să fie o prietenă. Nu contează, n-are importanță. Timp de o săptămână, fă asta. Iar după o săptămână, mărește dificultatea. Salută fata de care îți place sau o fată de care îți place, pentru că sigur sunt mai multe. Treci pe lângă ea pe hol și spune bună. Atât. Nimic mai mult. Pleacă mai departe pe drumul tău. Apoi, încă o dată, mărește dificultatea.
Du-te la ea și de data asta vorbește mai mult cu ea, vorbește mai mult de 2 minute. Du-te la ea, spune orice, fă-te de rahat, fă-te de jenă, nu contează, doar du-te și bagă-te în seamă cu ea. Asta e singura metodă prin care poți să fii mai confortabil în preajma fetelor și să prinzi curajul de a spune în aplicare dorința de a fi cu fata de care îți place. Greșind, făcându-te de râs, neștiind ce să spui și învățând din toate astea, pentru că măcar data viitoare știi ce să nu spui. Dacă faci tot ce ți-am spus eu în acest video, dacă pui în aplicare acești 3 pași, mi-e greu să cred că nu vor începe fetele să te placă. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, să lăsați un like și să dați un follow la Eddie Advice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, avem și un server de Discord numit Masa Sfaturilor, unde încercăm împreună să rezolvăm problemele cu care adolescenții se confruntă. Dacă îți dorești să faci parte din acest server, te poți alătura canalului și vei avea acces. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune eu în reușită, nu rateu. Bye-bye.